vestește Evanghelia prin împlinirea nevoilor imediate. Drept răspuns, împăratul le va zice: adevărat vă spun că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri unuia dintre acești foarte neînsemnați frații ai mei, mie mi le-ați făcut. Matei 25:40. Am auzit odată o poveste despre un evanghelist din Rusia care mergea din loc în loc și le spunea oamenilor: Iisus te iubește, Iisus te iubește. El le oferea tractate și o doamnă i-a spus: știi ce? Predica ta și Evanghelia nu vor umple stomacul. Această istorisire are o morală. Uneori trebuie să le arătăm oamenilor dragostea lui Dumnezeu prin împlinirea nevoilor lor fizice, ca apoi să putem împărtăși Evanghelia lui Hristos. Iisus a vorbit despre importanța împlinirii nevoilor fizice ale oamenilor. În Matei 25, el a spus că atunci când îi hrănim pe cei flămânzi, le dăm apă celor însetați, îi îmbrăcăm pe cei nevoiași sau ne îngrijim de bolnavi, o facem pentru el. El ne-a arătat cum ajutorarea cuiva într-un mod practic creează ocazia minunată de a împărtăși Evanghelia cu acea persoană. Când cineva vede dragostea lui Dumnezeu în acțiune, într-un mod real în viața lor, este mult mai ușor să creadă mesajul nostru că Dumnezeu îi iubește. Deci, cum arată această practică? Ar putea începe cu ceva mic, cum ar fi o îmbrățișare cuiva care nu se simte iubit. De acolo poți continua prin susținerea lucrărilor care îi ajută pe cei bolnavi, însetați și flămânzi. Poate că te-ai putea oferi voluntar la o cantina săracilor sau să faci o excursie misionară într-o altă țară pentru a-i sluji pe cei nevoiași. Posibilitățile sunt nesfârșite când iei decizia de a-i sluji pe ceilalți nu doar prin cuvinte, ci și prin lucruri practice. Rugăciune. Doamne, vreau ca vorbele mele să fie însoțite de fapte. Arată-mi cum să-i ajut pe oameni în mod practic, ca să experimenteze și ei puterea dragostei tale.